E, vezi, astăzi este ziua profesorilor și ziua educației, ziua profesorului. Toată lumea are liber, mai puțin eu, că sunt fată educată. De, veni acasă, strânge rufe, calcă rufe, spală rufe. Acum să mă apuc să gătesc un pic și uite așa, uite așa. Doar ce le-am spălat, acum le luăm și uite-și copiii mei, să trezire. Aoleu, mamă, mamă, ce v-ați trezit de noapte așa? N-aveți școală astăzi, a, n-au școală că e liber, astăzi e liber, mamă, e liber. Am vrut și eu să mă fac profesoară, dar a zis mama, hai, pune mâna pe carte, pune burta pe carte, pune burta pe carte și am pus la burtă pe carte până m-am măritat. Eh, a fost mai important bărbatul meu decât cartea. Acum ce să fac cu copiii ăștia? Acum, când eram noi la școală, bă, când ieșea aveam profesor, când ieșeau din carcerare, tălipai de perete. Acum nu, acum sar copiii la gâtul profesorilor, fetele la gâtul domn profesor de geografie, de istorie, de sport, că așa e acum. S-au schimbat legile, uite fata mea, să mă cheu, unde te duci, mamă? Se mai deschid magazine, bravo, păi astăzi de ziua educației și de ziua profesorului trebuia să stați să învățați. Ai mei n-au nimic de când a început școala, aoleu, pe cuvânt, a început școala și în fiecare zi între. Mamă, nu scrii, n-am nimic, mamă, nu-mi vezi, n-am nimic. Și astăzi, uite, să pregătirea amândoi să duc după cai vers pe pereți. Acolo au la mall cai vers pe pereți, se deschide un magazin de cai. Da, roz, roz, că fata mea e cu rozul. Da. Asta este situația, ăștia sunt vremurile, ăștia sunt acum, da. La mulți ani tuturor profesorilor, să fiți sănătoși, să aveți răbdare, să vă dea Dumnezeu răbdare, răbdare că sunt vremuri. Pe vremea noastră erau profesorii, doamne, doamne, ca niște icoane. Și astăzi sunt, da, mai așa, mai, îi vezi mai încețoșați, că s-au schimbat copiii. A schimbat vremurile, nici copiii nu mai sunt cum erau. Acum copiii trebuie să fie mai vorbăreți, mai tupeiși, mai obraznici, așa sunt vremurile, da? Inteligența asta artificială ne-a zăpăcit dracu de tot și pe noi și pe toți. Asta e. Deci, atenție, astăzi ziua educației. Copiii mei pleacă la educație, la magazin. S-au educat să te duc în fiecare zi la magazin. Da. Alocațiile lor le termină de la începutul lunii. Asta e situația, că se găsesc pe la noi prin portofele. Hai, Doamne ajută, puneți mâna pe carte. Dacă nu puneți burta, burta nu, că burta o punem la masă.